Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video, la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor, la mulți ani cu ocazia zilei de 1 martie, vă doresc să aveți parte de o zi extraordinară oriunde v-ați afla, plină de bucurii, de iubire împărtășită, de armonie, de tot ce vă doriți să se împlinească. Am să fac o citire ca să vedem astăzi cine vă va căuta. Cine vă va căuta astăzi, la persoane care poate nici nu vă așteptați voi să vă caute, să vedem ce pot dezvălui cărțile pentru astăzi. Cu cine vă veți întâlni astăzi într-un mod neașteptat? Cine vă va suna, cine vă va căuta, cine vă va da un dar, nu cu ocazia zilei de 1 martie. Să vedem ce spun cărțile. Ca să fie mai particular, să te citirea să o fac în trei variante. Haideți să vedem. 1, 2 sau 3, alegeți varianta care rezonează cel mai bine cu voi. Și am să încep cu numărul 1. Numărul 1, să vedem la numărul 1 ce energie vine, cine vă caută. Și am să particularizez puțin așa persoana care, ca să o identificăm mai bine, să vedem cine vă caută pe profesie, carieră, cine vă caută din cunoștințele voastre, rudele voastre, cunoștințele voastre, prietenii voștri, cine vă caută din rudele voastre și cine vă caută neașteptat. Cine vă caută pe profesie, carieră, vă caută cineva care e foarte romantic, foarte artist aici, poate fi un prieten, poate fi cineva cu care sunteți gând la gând, cumva sunteți comunicați, îl simțiți această persoană, aveți voi o simpatie profundă cu această persoană. Poate fi un coleg, poate fi chiar partenerul dacă lucrați împreună, sau cineva acolo care pare un de gen masculin, acest bărbat tânăr, vă va căuta acest tânăr. Sau poate fi, nu lucrează cu voi, dar el vă va căuta, poate se gândește la voi, să știți că la servici, poate v-a văzut acolo, vă cunoaște, poate vrea să vină să vă spună ce gândește, să vă dea un mic dar, să vă arate că se gândește la voi. Da, sau vă va căuta, vă va suna și vă va ura la mulți ani. Dar poate și să vă dăruiască ceva, el poate fi un artist, o persoană foarte creativă, foarte inventivă, foarte romantică. Dintre prieteni, să știți, chiar o prietenă vă caută, deci chiar o prietenă, un prieten de familie poate fi, chiar o persoană care pare, sau chiar într-o altă viață ați făcut parte din familie, adică ați fost poate rude, surori, da, fiică, mamă, da, dintre rude vă caută cei care, cu care voi aveți ceva în comun. Pot fi persoane cu care voi ați copilărit, ați crescut, de la care primiți daruri, cadouri. Foarte multe daruri vă vin astăzi, să știți, dragilor. Foarte multe cadouri, sfaturi, mesaje, da, aici cumva, sau chiar vă caută să vă ceară sfatul cei din familie, să vă întrebe ceva, da? Și pe neașteptate, totuși, să știți că puteți afla o veste tristă. Deci vă poate și cineva căuta, adică n-aș putea să spun poate că vă caută cineva, s-ar putea să caute cineva care vrea să se împace cu voi, să clarifice ceva, sau mai poate fi și un spirit care nu mai este, vine un spirit, cumva acest spirit vă caută, al cuiva care nu mai este. Da? Deci cumva poate era aniversarea sa astăzi, 1 martie. Da, aici cumva poate fi și spiritul cuiva care a plecat în lumea de dincolo. Da, deci cumva acest spirit, el vine, el prezent în viața voastră, ar vrea să vă facă, să vă ureze la mulți ani, cum ar veni, de ziua voastră. Poate fi și spiritul cuiva plecat, din familie, din prieteni, rude. Am să pun o carte să vedem. Poate fi într-adevăr spiritul cuiva, dar să nu primiți și vreo veste, poate, sau auziți de cineva care are o problemă. Sunt niște secrete aici. Da, poate astăzi e o zi în care puteți afla și de secretul cuiva dispărut. Cumva ca și cum voi ați avea o... De aceea poate contează foarte mult că vă simt așa că sunteți gând la gând. Adică voi aveți cumva o intuiție, o percepție, o calitate, că aveți niște daruri, o calitate de medium, cum ar veni, și puteți intra în conexiune cu spiritul unei persoane care nu mai este și ea vrea cumva să iasă la suprafață, vrea să-și revadă, vrea să fie găsită, cum ar veni, și s-ar putea asta să fie pe neașteptate, că voi veți intra în această conexiune și cumva
puteți ajuta, poate nu neapărat astăzi, dar cumva văd că acest secret poate fi dezvăluit sau veți afla voi de cineva cunoscut astăzi că s-a întâmplat să fie descoperit sau nu mai este acea persoană, poate fi și o astfel de situație, posibil și acest lucru, cum ar fi și să caute o haină de seară să spună că ți-a rămas o moștenire, ai o moștenire, dar cineva care nu mai este, adică e o zi ciudată, asta, surprinzătoare pentru voi, o zi a femeii, într-adevăr, în care veți străluci, veți fi frumoase, veți fi admirabile, veți fi într-o energie a frumuseții desăvârșite, să zic așa, adică astăzi puteți fi mai frumoase ca niciodată. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Cine vă va căuta astăzi? Să vedem, din profesie, carieră, din prieteni, cunoștințe, dintre rude și neașteptat. Pentru profesie, carieră, să știți că acolo, într-adevăr, veți avea un mare eveniment, o mare petrecere, o mare reușită, o mare reuniune sau chiar veți primi de la partenerul vostru aici sau de la un șef. Aici cumva pare o energie a bucuriei, a fericirii absolute, o reuniune perfectă. Vezi foarte multe, foarte multe comunicare, deci foarte multe, poate fi și multă aglomerație chiar, pentru că e o petrecere, un eveniment, e lume multă, sunt daruri, bune rezultate, reușite pe profesie, carieră, sau vă vor căuta persoane chiar și la servici. Mă între prieteni chiar vă invită pe undeva, vă caută, deci astăzi puteți avea evenimente. Evenimente pot coincide și cu vreun eveniment de weekend, să plecați pe undeva, să faceți vizite, să vă vină musafiri, prieteni. Da, pot fi și evenimente de aniversare sau logodnă, nuntă. Pentru rude, să știți că pe rude vă poate căuta și o persoană care totuși vă invidiază, să zic așa, e curioasă, e perversă, poate fi o femeie măritată, dar e mai bârfitoare, așa, mai răutăcioasă. Și pe neașteptate poate să vă caute cineva de la drum sau să vă invite undeva la un drum, să plecați undeva. Pe neașteptate astăzi se pot produce schimbări. Deci astăzi e o zi a unor schimbări, să știți, neașteptate, cu mare bucurie, cu mare reușită. Într-adevăr, poate că faceți o schimbare pentru că vă neliniștește ceva. Și pentru a vă clarifica acest lucru, veți pleca, veți face un drum, veți căuta voi pe cineva sau acea persoană vă caută ca să clarifice. Poate apărea chiar și o împăcare astăzi. Da, deci astăzi poate apărea o întâlnire de romantică, o întâlnire de o declarație de dragoste, o ieșire în doi, cum ar veni, pe undeva, departe de lumea dezlănțuită, cum ar veni, vreți să pleci, să scăpați de cineva care vă urmărește, vă hărțuiește, vă bârfește. Astăzi aveți mai multă ambiție, voință să schimbați, într-adevăr vă veți simți iubite, admirate, deci vă poate căuta, dar veți descoperi și de o persoană care nu prea e ușă de biserică, chiar dacă e măritată. Da, puteți să aflați poate pe neașteptate de aventura ei, de plecarea ei undeva și asta va aduce pe voi într-o bucurie, într-o schimbare, într-o reușită, într-o se face cumva liniște și pace că ea poate ieși din viața voastră sau, mă rog, are alte preocupări. Da, cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru astăzi cine vă va căuta la această a doua variantă. Haideți să vedem și la varianta numărul numărul 3, cine vă va căuta astăzi? Cine vă va căuta astăzi? Pe profesie, carieră, pentru prieteni, cunoștințe, pentru rude și pe neașteptate. Pe profesie, carieră, norocul vă caută, deci va fi o zi norocoasă pentru voi. Pe profesie, carieră, ceva neașteptat, ceva extraordinar se poate petrece astăzi. Veți descoperi un mare avantaj, un noroc. Veți avea succes și pentru că știți voi ce vreți. Pentru prieteni, să știți că puteți cunoaște printr-un prieten sau aveți pe cineva printre prieteni care poate deveni partenerul vostru. Iar pe relații de familie, pentru a familie, vă caută rudele, neamurile, văd că aici puteți avea o mare petrecere, o mare reușită, un mare succes, un mare eveniment, o mare popularitate. Și pe neașteptate, un prieten, să știți că astăzi puteți, să se norocul vostru, astăzi puteți cunoaște partenerul vostru printre prieteni. Deci printre prieteni îl puteți cunoaște pe partener, dacă nu l-aveți deja. Ori el s-ar putea să fie și prezent printre prietenii voștri. Deci voi sunteți prietenul cu cineva care vă poate deveni partener de viață. Sau încă sunteți doar prieteni, dar în viitor poate deveni
ceva serios sau va rămâne în continuare foarte bun prieten pe termen lung. Deci e o zi extraordinar de norocoasă, de succes amoros, de popularitate, de daruri, de cadouri. E la superlativ aici ca și cum aici voi sunteți cumva printre zei, printre îngeri, printre arhanghel, printre spuma societății, să zic așa, la cel mai înalt nivel, la cel mai înalt nivel, sau mă rog, într-o vibrație pozitivă, într-o energie a seriozității, a bunătății, a generozității, a norocului, a prosperității, a sănătății mentale, fizice, psihice. Deci văd aici că sunteți într-o perfectă armonie în care pentru voi centrul universului vostru va deveni un el care deja poate e prezent sau va apărea pe neașteptate, chiar printr-un noroc, oportunitate, printr-o întâlnire, printr-un prieten. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc așadar o zi fantastică, plină de surprize plăcute. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!